În urmă cu puțin timp la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis a făcut o declarație de presă ca urmare a evenimentelor din ultimele zile. Violența și reprimarea brutală a manifestanților nu sunt acceptabile sub nicio formă. Atacarea oamenilor nevinovați, atacarea jurnaliștilor, atacarea femeilor și copiilor este de neconceput pentru un stat european. Iar cei vinovați trebuie identificați rapid și pedepsiți, indiferent cine sunt și de unde sunt. Fie că vorbim de huligani sau de cei care nu au știut sau nu au vrut să izoleze pentru a permite deturnarea protestelor pașnice. Soluția aleasă, aceea de a dispersa în totalitate manifestația în loc de neutralizarea huliganilor violenți, este condamnabilă și nu poate fi justificată. De ce am ajuns aici? Pentru că un protest legitim a degenerat în violențe de stradă cu manifestări agresive. Nu cumva cei care vor să îngenuncheze justiția și lupta anticorupție și-au dorit o diversiune pentru a construi o tensiune nejustificată și falsă în societate? Ce se va întâmpla mai departe dacă acest guvern va continua să trateze proprii cetățeni de aceeași manieră și să recurgă la înăbușirea prin violență a vocilor care se opun întoarcerii în timp a României?